Ancheta internă la parcul urban de autobuze după ce mai mulți pasageri ar fi primit bilete false în mijloacele de transport public din Chișinău. Autoritățile municipale s-au sesizat după ce mai mulți călători au postat imagini cu tichetele vizibil falsificate pe care le-au primit de la taxatori după achitarea călătoriei. O comisie de la Direcția Mobilitate Urbană urmează să identifice angajații care ar fi comis aceste ilegalități. Le spunem că a fost primul. Am achitat călătorie la care mi s-a dat ca așa un tichet. Din start am înțeles că tichetul nu este ok, deoarece un tichet nu poate fi alb. Și am oprit taxatorul și l-am întrebat ce bilet mi-ai dat. A spus că să tax, să nu fac gălăgie, deoarece el îmi dă alt bilet. În cadrul comisiei de anchetă se examinează toată rețeaua de curse care este, pe care este prestat serviciul de transportare de călători pentru a evalua dacă au mai fost astfel de cazuri sau este doar un caz unitar. În săptămâna ce urmează vom primi rezultatele anchetei, de asemenea vom primi inclusiv rezultatele și măsurile care vor fi implementate de către parcul urban de autobuze.